Salutare și bine v-am găsit la un nou tutorial aici pe playtech.ro. Eu sunt Ionuț și astăzi vom discuta despre cum ne putem recupera anumite fișiere pe care le-am șters permanent de pe hard disk, fie că le-am șters prin Shift Delete ori am curățat Recycle Bin. Am pregătit pentru voi o serie de programe cu care putem realiza acest recovery de fișiere. Primul se numește Recuva și am căutat pe Google Recuva download. Aleg ca sursă de download prima opțiune pe care Google mi-o pune la dispoziție, piriform.com, pentru că știu că este o sursă veritabilă de descărcat fișiere. Salvez și continuie în a rula și instala acest mic program de recuperare date. Next, pentru început, voi opta să adaug o icoană pe desktop și să caut în mod automat după update-uri. Instal și în scurt timp voi fi în interiorul programului și vom vedea împreună ce ne pune la dispoziție acest recuva. Pe lângă faptul că putem să recuperăm uh, fișierele în funcție de partiție, putem să recuperăm și fișiere de pe sticuri, ori uh, carduri de memorie, chiar uh, CD-uri. Rulez, voi fi întâmpinat cu un wizard care uh, mă va întreba ce anume vreau să recuperez. Pentru început, voi uh, opta pentru toate fișierele. Observ pe ultima poziție că aș putea să recuperez chiar și e uri de la servicii ca Outlook sau Thunderbird, servicii care salvează fișierele pe partițiile de calculator pe care le avem. Voi specifica o locație, însă înainte voi șterge o poză permanent. Am pregătit un folder 00 test delete și această poză 10 Pangea Politico voi șterge cu Shift Delete Mă întreabă dacă vreau să o șterg permanent, apăs pe Yes și mai departe selectez partiția, D, OK, Next. Dacă nu am avut succes la prima scanare, aș putea să selectez acest Deep Scan, însă nu cred că este cazul în, în acest moment. Observ că acest recuva mi-a găsit poza pe care am șters-o, aș putea să dau click dreapta pe ea și recover highlighted, mai departe o voi salva direct pe desktop, îmi spune că operațiune completă și observ că poza pe care am șters-o cu shift delete mi-a fost recuperată. Aici pot să văd statusul lucrurilor pe care pot fi recuperate de la excellent până la unrecoverable, adică fișiere care nu pot fi recuperate. Cu cât mai mult timp trece de când un fișier a fost ters sau dacă spațiul respectiv de pe hard disk a fost înlocuit, nu vom mai putea recupera anumite fișiere. În aceeași idee, voi merge mai departe și uh, voi instala Puran File Recovery. Am căutat pe Google la fel, Puran File Recovery Download și de pe site-ul oficial Puran Software voi instala și rula acest uh, mic uh, program care la fel ne va ajuta să recuperăm datele uh, șterse permanente pe calculator. Salvez și rulez. Observați că nu vă veți lovi de opțiuni ascunse, cum ar fi toolbar-uri sau uh, alte lucruri pe care cele mai multe dintre programele recente uh, ne obligă să, să, le instalăm pentru a ne bucura de serviciile programelor lor. Aici vom fi întâmpinați iarăși cu un fel de wizard de instalare, uh, ne spune ce am putea să folosim, același deep scan, putem să selectăm partiția și apăsăm pe scan, cel mai probabil îmi va găsi aceeași poză, Pangea Politic, pe care am șters-o mai devreme, ea nemai fiind pe partiția respectivă și pe partiția C în acest moment. Aici pot să selectez Deep Scan, Full Scan, ce e foarte interesant că dacă apăs pe Recover, observ că îmi pune la dispoziție această opțiune de Folder Structure, adică dacă e vorba despre mai multe fișiere, acest program va ști să-mi păstreze Um, structura pe care o aveau uh, fișierele la început. Mai departe, următorul program se numește Pandora Recovery, la fel pe Google, site oficial PandoraRecovery.com. Aici apăs pe download, unde uh, pe pagina unde voi fi direcționat, voi da cu atenție clic sub sursa de download CNET, deoarece nu vreau să instalez alt uh, software pentru a mă ajuta să downloadez acest fișier local server pandora recovery.exe rulez și în la fel de puțin timp voi fi în interiorul programului aici același wizard care să ne asiste pentru început dacă selectez o partiție, acesta îmi va căuta foarte repede fișerele pe care le găsește. Un mare plus este că din start vedem structura folderelor. În interiorul folderului 00 test delete găsim același pangea politic și aș putea să dau recover și mai ales să selectez unde să salveze poza respectivă. Trebuie să menționez cu cât mai repede căutăm un fișier, cu atât va fi mai ușor să-l recuperăm. Se poate întâmpla ca anumite fișiere să fie corupte, ori să nu mai poată fi recuperate. Pentru cei care nu-și doresc să instaleze un program pe calculator care să ajute la acest recovery, putem să folosim Restoration, se numește, și îl voi căuta la fel pe Google, Restoration, prin intermediul TechNibble. Menționez că toate sursele de download le veți găsi în articolul de pe Playtech pentru a vă fi mai ușor să le downloadați. Acest restoration prin intermediul technible.com pe mijlocul paginii găsesc download from tenible. Este un fișier winrar și în interiorul lui un folder pe care vom găsi un punct exe pe care trebuie doar să-l rulăm și să fim în interiorul programului de recuperat date. Selectez iarăși parti partiția de Search Deleted Files și găsesc la fel fișierele pe care le-am șters mai devreme. Acest program, Restoration, este numai bun pentru cei care nu vor să-și încarce calculatorul cu un program în plus. Pentru final, vă voi arăta un site foarte interesant unde veți găsi mai multe tururi de recovery. Se numește Mail recovery.com aici aveți putea să, să recuperați de la mailuri, Outlook sau Outlook Express, până la fișiere corupte de la Microsoft Office, inclusiv Word, PowerPoint, Excel, și așa mai departe, chiar fișiere corupte de la Adobe. Când mă spun corupte, mă refer la fișiere care dau anumite erori sau care nu mai pot fi rulate. Iar în josul paginii veți găsi diverse mici executabile care se va ajute la fel cu fișiere care ar trebui reparate pornind de la arhive rar, zip până la fișiere baze de date, registri și alte câteva pe care le găsiți pe acest oemailrecovery.com Cam atâtea ar fi de spus despre recuperat date eu vă mulțumesc pentru atenție și vă aștept pe data viitoare cu un nou tutorial o zi minunată tuturor!